Palatul Simeon Gheorghiu este un exemplu concludent de clădire istorică emblematică pentru Galațiul Interbelic. Aflat în inima orașului, pe strada domnească numărul 24, imobilul este de două decenii într-o stare jalnică, gata să se prăbușească. Ca ea sunt zeci de clădiri, unele monumente istorice, ale căror fațade sunt adevărate pericole pentru trecători, asta nemai vorbind de valoarea istorică, care se pierde cu trecerea anilor. Deși legea îi obligă pe proprietar să întrețină clădirile, de cele mai multe ori situația juridică a acestora este o piatră de moară în calea salvării lor. Este și cazul actualului sediu al primăriei, monument istoric și proprietatea familiei Macri, clădire care dă primele semne de degradare. Administrația publică va reda clădirea aparținătorilor, care se pare că s-au angajat să o întrețină. Moștenitorii care au intrat în posesia imobilului monument istoric, firește că vor trebui să aibă grijă de acest imobil, va trebui să își pună în valoare obligațiile pe care le are și să-l îngrijească, să-l întrețină ca un monument istoric și eventual, din câte am discutat anul trecut cu reprezentantul familiei Macri, am înțeles că ar dori să îl restaureze și să-l readucă la forma pe care a avut-o înainte de 1950. În cazul altor imobile care stau să se prăbușească, poliția locală a dat doar avertismente și două amenzi proprietarilor, persoane juridice. Poliția locală, prin Serviciul Disciplina în Construcții și Protecția Mediului, este abilitată să verifice clădirile și să dea sancțiuni acolo unde constată că acestea sunt lăsate de proprietari într-o stare jalnică, care mai apoi pot pune în pericol viața oamenilor, fie a locatarilor, fie a celor care trec pe anumite străzi unde se află aceste clădiri. În ultima perioadă am dat mai multe avertismente în acest sens, am făcut citații. Cei care nu se conformează și nu au grijă de imobile pot fi sancționați. Noi dăm sancțiuni conform hotărârii de Consiliu Local 79 pentru persoanele fizice. Sancțiunile sunt cuprinse între 100 și 600 de lei, iar pentru cele juridice între 500 și 3000 de lei. Avem și două asemenea sancțiuni, una pe strada Serie la numărul 44 și o alta pe strada Coșbuc. Și în Brăila se încearcă să se ia atitudine împotriva proprietarilor care lasă imobilele în paragină. De la începutul anului în curs, poliția locală a avertizat 37 de proprietari, ale căror imobile se află într-un stadiu avansat de degradare. În total, au fost sancționați până în prezent 17 proprietari, ce nu au putut să demonstreze că intenționează să repare fațadele clădirilor pe care le dețin. Amenzile se încadrează între 50 și 200 de lei, conform hotărârii Consiliului Local Municipal numărul 5 din 2003.